Bună ziua! Bine ați venit la un nou tutorial sămărgelu.ro. Astăzi vom realiza un bastonaș prin tehnica origami pentru sărbătorile de iarnă. Pentru realizarea lui avem nevoie de bucățele de hârtie tăiate la dimensiunile 3,5 cm pe 5 cm. Am ales pentru astăzi culorile alb, roșu și verde pentru crearea decorațiunii de Crăciun. Luăm o hârtiuță. O îndoim astfel, apoi o facem așa, luăm colțul acesta și îl ducem la mijloc, întoarcem pe partea cealaltă și facem aceeași operațiune, îl desfacem, apoi colțul acesta îl ducem către interior. Facem același lucru și cu celălalt colț, apoi îl închidem. Și astfel ne-a ieșit primul modul. Repetăm operațiunea și cu celelalte culori. Realizăm 11 module origami, apoi începem să le asamblăm. Luăm primul modul, în interiorul căruia introducem cel de-al doilea modul, apoi cel de-al treilea modul. Și astfel, repetăm de la capăt operațiunea. Acesta este decorul nostru origami realizat astăzi, pe care îl decorăm cu o pamplică. Și îl putem folosi la decorarea brăduțului de Crăciun sau personalizarea cadourilor. Pentru alte tutoriale, vă așteptăm pe sămărgelu.ro.